azi facem clipul despre care v-am vorbit eu, adică cel cu dulciurile. Am primit niște dulciuri din Islanda și din Finlanda și m-am gândit să fac acest clip pentru că n-am mai făcut de mult un astfel de clip. Ca să intrăm așa în weekend într-o notă mai pozitivă, pentru că săptămâna asta a fost una destul de aiurea, am decis să fac acest tasting și cred că mai e și mișto. Nici nu știu ce să încep aici. Hai să încep cu asta care cred că e nasoală, adică am așa o impresie, dar nu știu dacă ați văzut mai clipul ăla cu ultimul clip în care cu mine, care degustam eu niște bomboane. E, pe clipul ăla era tot așa o bomboană care era cu flăcări așa și am zis că dacă tot știu despre ce e vorba să termin cu asta mai repede, pentru că tot a trecut, a lăsat-o la sfârșit. Bun, hai să încerc asta. Bun, eu am o problemă cu chestii picante, adică dacă e prea picant, o voi scuipa. E ca un drops din ăla obișnuit cu, nu știu, la Silvana, dacă se mai găsesc habana, nu mai luat drops-uri de 100 de ani. Totuși nu e extrem de picant, adică... Am început să aibă un gust ciudat. Nu sunt fan, chestia asta nu vă recomand, dacă o găsiți undeva pe țările astea nordice, nu l-o luați. Numai gata, I'm done. Hai să mergem mai departe acum și să încercăm această Risa Raun. Adică asta, nu știu exact din ce țară este, este ori din Finlanda, ori din Islanda, una din ele. Asta cred că e un fel de napolitană, da, e un fel de lion. Am să rup doar o bucată pentru că... Da, seamănă fix cu un lion. Op. Tot de la băieții ăștia Risa au făcă și niște... Opal se cheamă. Asta din ce mi-am amintesc parcă și în clipul trecut. Oricum o să vă pun clipul trecut și la descriere, o să-l aveți aici. Și cred că și la sfârșit. Niște chestii din astea așa. Da, eu nu prea mănânc jeleuri, nu știu, poate voi mâncați mai des jeleuri. Da, are gust de jeleu obișnuit, nu înseamnă cu alea de Haribo. Asta are un nume interesant, asta cred că e islandeză, sigur. Nu știu să leagă ce aici am. Se cheamă Sirius Jomazuku Kulaeoi. Mad Apple Zip, da, e ciocolată, în principiu, deci n-ai avea aceste teme la chestia asta. Nu cred că m-ar impresiona ciocolata. Seamănă la gust cu o milca cu ceva lune. Da, e ok, merge. Marțipan. Eu sunt un fan așa marțipan, nu-i? Credeam că e marțipan în două culori, dar nu, e doar o bucată așa. Asta e cum mai cremoasă așa. Mi-am amintesc și de un Merci, o ciocolată Merci, seamănă puțin cu ciocolata Merci, marțipan ăsta. Dumnezeu original. Deci nu știu la ce să mă aștept, stați uleacă, că la astea aș mai avea niște emoții așa. Ok, bun. Sunt niște bombonele așa ambelite. Se cheamă Dumle de la Fazer, care cred că mai a mai făcut ceva, a lăsat aceeași. Oh shit, fuck. Asta e ciocotof, fix ciocotof. Dar are o caramic în interior care văd cum mi s-a lipit de dinți destul de nasol. Bun. Aici l-avem tot ăștia, băieți ăștia de la Fazer, clasic. Din nou. Niște bombonele. Chocolate filled mint candies, ok. Deci ar trebui să aibă mentă. Niște bombonele cu ciocolată și cu mentă. Și bombonica, asta e mentă, ar trebui să fie și înăuntru să fie ciocolată, mișto. Da, seamănă cu orice ciocolată de mentă, dar nu sunt chiar un fan al ciocolatei cu mentă. Cu menta, că mi-am zis ce pasul de dinți. Îmi place în felul cum a fost gândit, adică ciocolata e învelit în bombonic, nu invers, știți? Ma, am niște fasole aici. Și niște chestii cu ciocolată care cred că am așa o idee despre ce o să fie, dar nu știu pe care să o aleg. Hai să iau chestia asta mov. De la Frigia. E o chestie așa mov. Are gust de stafidă. Învelit în ciocolată, dar nu știu, mi-am zis parcă de altceva, dar nu știu exact cum se va. Pe care are ciocolată în ziua asta? Nu, nu cred că are ciocolată. Are ceva caramel în ziua. Mă rog, nu sunt chiar nici fan la mondluri, dar e ok, e mâncabil, nu am nicio până cu ea. Bun, ultima chestie este această noua crop. Mănânc să știu ce e, că e un fel de biluțe de ciocolată cu niște chestii așa crocante, mică, adică am așa o idee despre ce ar putea fi.
niște biluțe așa. Da, e fix aia, mamă, ce bune. Diză. Deci nu vă pot explica ce mi-e spus astea. Nu chiar mă impresionat. Hai, capul meu. Asta rămâne a mea. Bun, acum ca să fac o concluzie așa, ca să vă zic în părerea mea despre aceste dulciuri, nu o să fac un top, dar o să vă zic așa ce mi-a plăcut. Asta, ultima, nu știu cum a numit, pot fi ultima, să fie cea mai mișto. Asta aș pune eu prima. Ciocolata a fost mișto. Marzipan, pentru că îmi place marzipan, deși ciocolata nu e chiar cine știe ce aici, dar e ok. Asta la e, nu e bun și asta. Astea merg. Nu sunt un fan al jeleurilor, dar cred că v-ar plăcea și vouă, adică nu, seamănă cu ale de la Haribo, nu e nimic special la ele. Astea pentru că nu-mi place așa de mult ciocolata cu mentă, dar e ok, are gust. Mișto așa, da, dacă sunteți fani. Mondul ăsta e mâncabilă. Și ultima, nu știu ce să fac cu chestia asta, dar da. Bun, cam asta a fost clipul nostru de azi. Dacă v-a plăcut, puteți să-mi dați un like, că mă ajută și cine știe, poate o să mai fac chestii de genul, că mie, sincer, îmi place să mai diversific așa. Dacă vreți și voi să mai fac și alte chestii decât fac de obicei, mai puteți spune, dați un like, băgați acolo comentarii, spuneți că mai vreți clipuri de genul și poate o să mai fac și poate dulciuri și... Da, bun. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Ne auzim curând cu un nou clip. Pa! Salut! Nu, no, gata. Trebuie să mănânc mâncare întâi, dacă mănânc dulciuri e grea. Salut, mai vorbim, pa!